Ăsta este un loc părăsit, care de 20 de ani nu mai vine nimeni la el. Nu există absolut niciun o cruce, ceva sau să intereseze cineva despre el. Nu-i păcat că rămâne așa liber. Acțiunea de reconcesionare a locurilor de veci abandonate de aparținători a început deja într-una dintre parcelele cimitirului. Înainte de reatribuirea mormintelor s-au făcut notificări, iar lista cu restanțierii care nu au achitat taxa de concesionare e afișată pe site-ul administrației domeniului public. Evidența restanțierilor este actualizată lunar. E foarte bine dacă nu mai are aparținător, ține locul acolo, de ce să-l ține? Nici nu plătește nimeni? Mi se pare normal. Dacă nu e nimeni care să aibă grijă de morminte, ce rost are să mai fie ținute acolo? Noi am plătit pentru 20 de ani locul și nu se știe ce va fi peste 20 de ani. Mare păcat că la fiecare este aparținător. Poate că nu trăiesc aici în țară, dar trebuie să fie anunțat. Autoritățile notifică aparținătorii prin scrisori recomandate. Procedura este reluată peste un an și apoi se așteaptă 90 de zile. La sfârșitul anului 2022 am identificat în cimitir 11.000 de locuri a căror titlul de concesiune a expirat și care sunt o mare parte dintre ele lăsate și în părăsire. În cazul în care se ajunge la oseminte, există o procedură pentru amplasarea noului mormânt. Se coboară încă 50 de centimetri, se bagă într-o osemintele vechi, se bagă într-o pungă specială, se coboară încă 50 de centimetri, se pune pământ deasupra, se pune următorul sicriu. Primele morminte reconcesionate sunt cele simple, fără lucrări de împrejmuire și fără monumente funerare. După ce vor fi epuizate aceste locuri, se va trece și la desfințarea mormintelor marcate cu pietre funerare.